Bine faci, bine găsești. Fiindcă mulți se îndoiesc de veracitatea acestei ziceri, îi voi ajuta și eu puțin să se îndoiască. Păi n-auzim adesea pe unii și pe alții că au făcut mult bine și li s-a răspuns cu rău? Și, la drept vorbind, cam fiecare dintre noi a făcut cel puțin odată în viață această tristă constatare. Până la urmă, zicerea aceasta e adevărată sau falsă? Din pricina miopiei noastre spirituale, suntem tentați a spune: nu, nu e adevărat că dacă bine faci, bine găsești. Dar, mergând la oftalmolog, să ne luăm alifie pentru ochi, atunci am vedea mai departe. Vă îndemn să căutați la Apocalipsa 3 cu 18 pentru a vedea la ce oftalmolog mă refer. Problema noastră este că posedăm spiritul de piață. Îți dau marfa, dăm banii, acum și aici. Așa lucrăm noi. Dar nu tot așa stau lucrurile în viața reală. Noi avem uneori impresia că Dumnezeu ne plătește cu ziua, uitând sfatul Eclesiastului, care la capitolul 11 cu 1 zice: aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Deci nu până în seară neapărat. Chiar după multă vreme. La fel și în cazul răului făptuit. Vine uneori ziua când ne ajung păcatele din urmă, iar noi ne întrebăm supărați: Doamne, dar ce-am făcut? Dar de ce așa? Chiar la judecata finală, dacă urmărim textul din Matei, capitolul 25, cu versetul 31, vor rămâne uimiți cei ce au făcut binele, dar tot la fel cei care au făcut răul prin omitere. Unii vor zice: Doamne, dar când te-am văzut gol, sărac, lipsit, străin, bolnav, flămând și așa mai departe, și ți-am slujit? Iar Domnul va zice: ori de câte ori ai făcut unul din aceste lucruri vreunui micuț, neînsemnat frate al meu, mie mi le-ai făcut. De aceea, frații mei, când dăm un colț de pâine, de pomană, de pomană înseamnă degeaba, da? Să nu îl dăm în numele norocului, a soartei, a mortului sau a nu știu ce, de sufletul meu sau lui bunicul sau... Nu, pentru că mortul practic nu mai există, el nu mănâncă și nu miroase. Vom citi în viitor, literal, din Sfânta Scriptură, acest fapt, acest adevăr, că mortul nici nu mănâncă, nici nu miroase. Așadar, să dăm în numele aceluia care va zice: veniți binecuvântații tatălui meu, căci ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut? Sigur că da. Iar de partea cealaltă, când vezi pe un om nenorocit, lipsit, sărac, gol, bolnav, străin și așa mai departe, și când nu-ți faci milă cu el, când nu-ți întinzi mâna către el, să-l binecuvânți cu ce poți. De asemenea, pentru aceasta te va osândi acela care va zice: căci ori de câte ori nu ați slujit acelor nenorociți, mie nu mi-ați slujit. Și prin urmare ați păcătuit prin omitere. Iată, dar nimeni să nu se gândească că ar fi ceva în zadar.
Atât de adevărat este cuvântul că dacă bine faci, bine găsești. Și încă un alt cuvânt care ne adeverește că va fi o judecată și o răsplată dreaptă este Eclesiastul, capitolul 8, cu versetul 11. Acolo spune: pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină de răutate inima oamenilor. Așadar, să trăim ca înaintea unui Dumnezeu viu și adevărat, care vede totul, aude totul, cunoaște totul, să ne punem vorbele și faptele în acord cu voia sa, să ne aliniem sfaturilor sale, îndemnurilor sale, poruncilor sale și în felul acesta vom găsi binele pe care l-am făcut, căci bine faci, bine găsești pe viitor.